Auraș Brașoveanu deplânge situația în care a ajuns fotbalul românesc președintele Dunării, crede însă că viitorul va fi mai sumbru decât prezentul. Atitudinea tinerilor jucători spune totul. Este o problemă globală, o întâlnim la nivelul întreg fotbalului românesc. Toți acești tineri jucători, ați văzut inclusiv la echipa națională de tineret, unde spunem că se regăsește spuma fotbalului românesc, viitorii performeri la nivel de echipă națională, ați văzut ce s-a întâmplat în întâlnirea cu Insulei Feroe. Au desconsiderat adversarii, rezultatul a fost pe măsură. Epigonii fotbalului românesc au mai făcut o surpriză neplăcută. Echipa reprezentativă, Under-18 a României, a încasat 6 goluri în dubla cu Suedia și a marcat unul singur.